Iar personal, consider că întâlnirea noastră de astăzi constituie doar o filă din marele volum de recunoștință și cinstire pe care trebuie să-l aducă nația română acestui erou, generalului Dăscălescu. Dacă trebuie să recunosc, eu mă trag din pe Valea Moldovei. Primele informații despre Dăscălescu le-am aflat de la bunicul meu. Ceea ce arată că noi putem să transmitem copiilor noștri, nepoților noștri, știri despre, și informații despre eroii acestui neam. Legat de ce spunea domnul colonel. Trăim vremuri tulburi, dar trebuie să recunoaștem că eroii nu pierd niciodată. Ei rămân pereni în memoria noastră colectivă și trebuie să apară câte cineva care să dorească să le pună în evidență activitatea, așa cum s-a făcut în această zonă, de către anumite persoane pe care nu le mai pomenesc eu acum. Și cărora le mulțumesc, pentru că au considerat de datoria lor să pună în evidență trecutul acestui mare om care a fost generalul Dăscălescu. Din punctul de vedere al cadrului didactic, consider că suntem datori școala, în primul rând, să cultivăm acele caractere de care e nevoie. Știm că ne atrag lucrurile acestea frumos ambalate, frumos prezentate, dar cu un conținut mai puțin serios și mai puțin, necesar. De aceea, noi consider cadrele didactice că trebuie să le transmitem copiilor noștri valorile adevărate ale acestui neam. Pentru toți românii ar trebui ca istoria, patriotismul, dragostea de țară, cinstirea eroilor să nu fie doar niște cuvinte sau sindicate. Să le simțim cu adevărat. Pentru că datorăm libertatea acestei țări și ceea ce lucrurile cu care ne mândrim au fost păstrate de asemenea eroi. Ca și generalul care s-a jertit pentru a păstra țara liberă. Trebuie să recunoaștem în același timp că nația română nu întotdeauna în diferitele etape a fost recunoscătoare și a cinstit cu adevărat faptele eroilor noștri. Cu atât mai mult trebuie noi să le pomenim trecerea prin viața poporului și să ne aducem aminte mereu prin asemenea evenimente la care să participăm. Să participăm și să transmitem cu drag valorile noastre. Vă mulțumesc și sper ca să ne vedem.